Bună copii, vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei, o casă pentru Dumnezeu. Textul de memorat îl găsim în Exodul, capitolul 25 cu versetul 8. Să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Ți-l poți imagina pe Dumnezeu trăind într-un cort? Săptămâna aceasta vom afla despre cortul special în care a trăit Dumnezeu în vremea în care copiii lui Israel au rătăcit în pustiu. Știi că poporul Israel trăia în corturi. În acest fel se putea muta din loc în loc prin deșert. Te mai surprinde că pe atunci casa lui Dumnezeu a fost și ea un cort? Dumnezeu a dorit să fie aproape de copiii săi și să-i ajute să înțeleagă planul pe care îl făcuse pentru a-i salva de vrășmașul lor, Satana. Chiar și după ce israeliții s-au mutat în propriile case din țara Canaanului, Dumnezeu a rămas în cort. Timp de aproape 400 de ani, el a locuit acolo, deși era un cort, totuși era unul special. Îți place să găsești comori? Cortul lui Dumnezeu era plin de comori frumoase. Niciun tâlhar nu le putea fura, căci acele comori erau păzite de îngeri. Stâlpul de nor plutea peste cort în timpul zilei, ferindu-l de soarele fierbinte al deșertului și strălucea discret în timpul nopții, arătând prezența și grija lui Dumnezeu. Dar povestirile îți plac? Tot ce era în cortul lui Dumnezeu reprezenta o povestire despre Isus și planul său de a ne salva. Erau acolo povestiri despre păcatele noastre și despre cum Isus le poate ierta. Erau acolo și povestiri despre înfrângerea definitivă a lui Satana de către Isus. Unele dintre povestiri erau fericite, spunând cum Isus, Fiul lui Dumnezeu, va veni pe acest pământ și va trăi ca fiu al omului. Altele erau povestiri triste, spunând cum Isus va fi ucis și va muri pentru păcatele noastre. Dar toate povestirile aveau final fericit. Toți cei care au încredere în Isus vor fi eliberați de Satana, de păcat și de moarte și vor trăi pentru totdeauna cu Isus. Cortul lui Dumnezeu a fost numit sanctuar sau tabernacol. Gândește-te! Ești nedreptător să afli mai multe despre cortul lui Dumnezeu? Haideți să citim în Ioan, capitolul 3, cu versetul 16 și 17. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, ne-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Sanctuarul lui Dumnezeu ne ajută să înțelegem aceste versete. Ești recunoscător pentru minunatul plan al lui Dumnezeu? Ce-ar fi să îi spui chiar acum? Moise a primit instrucțiunile pentru cortul lui Dumnezeu în timp ce era pe munte. Haideți să ascultăm ce a spus Dumnezeu în Exod, capitolul 25, cu versetul 8 și 9. Să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Să faceți cortul și toate vasele lui după chipul pe care ți-l voi arăta. Desigur, Dumnezeu era deja cu ei tot timpul, dar sanctuarul avea să fie un loc special pentru el. Un cort sfânt urma să se afle chiar acolo, printre corturile lor. Ați văzut vreodată o casă de păpuși sau un aeromodel? Chiar dacă sunt foarte mici, arată ca o casă sau un avion adevărat. Când Dumnezeu i-a dat lui Moise macheta pentru sanctuar, ea era de fapt un model minuscul al magnificului palat din ceruri al lui Dumnezeu. Palatul din ceruri al lui Dumnezeu este mai mare și mai frumos decât ne putem imagina. Este locul în care se află însuși tronul lui Dumnezeu și în care planul său minunat de a ne mântui este adus la îndeplinire chiar acum. Ioan, ucenicul lui Isus, a văzut într-o viziune sanctuarul din ceruri. Haideți să ascultăm Apocalipsa, capitolul 11,
cu versetul 19. Și templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său și a fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare. Cât de bun a fost Dumnezeu să le arate copiilor lui Israel cum să construiască o machetă care să ne ajute și pe ei, dar și pe noi, să înțelegem mai bine minunatul plan al lui Dumnezeu de a ne mântui. Gândește-te! Numim sanctuar sala din biserica noastră în care predicatorul ține predici în sabat, nu-i așa? Îți amintești că la biserică noi ne întâlnim cu Dumnezeu? Sanctuarul pe care avea să-l construiască israeliții urma să fie prima lor biserică. Predicatorii lor erau numiți preoți. Ce emoție trebuie să fi fost în tabără când Moise s-a întors de pe munte și a împărtășit oamenilor ceea ce îi arătase Dumnezeu. Îi fusese rădate planurile pentru a putea realiza sanctuarul. Era câte ceva de făcut pentru fiecare, așa încât fiecare să poată contribui. Dar Dumnezeu i-a spus lui Moise ca, înainte de a le detalia planurile pentru sanctuar, să le aducă aminte ceva. Haideți să vedem ce. Exod, capitolul 35, cu versetele 2 și 3. 6 zile să lucrați, dar ziua a șaptea să vă fie sfântă. Aceasta este sabatul, ziua de odihnă, închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua aceea, să-i fie pedepsit cu moartea. Să n-a prins foc în niciuna din locuințele voastre în ziua sabatului. Încă o dată, Dumnezeu le amintea de semnul special pe care li-l dăduse în porunca a patra. Apoi a venit timpul să înceapă construcția. Dumnezeu i-a dat lui Moise un plan prin care sanctuarul să fie ușor de demontat și mutat, din moment ce urma să fie deplasat întotdeauna oriunde îi conducea norul. Dar de unde să obțină acolo în deșert toate lucrurile necesare pentru construirea lui? Haideți să vedem ce a spus Moise. Versetele 4 și 5. Iată ce a poruncit Domnul, a zis Moise. Luați din ce aveți și aduceți un prinos Domnului. Fiecare să aducă prinos Domnului ce-l lasă inima. Aur, argint și aramă. Ați observat ce fel de daruri trebuiau să dea oamenii? Trebuia să fie un dar de bunăvoie. Voia lui Dumnezeu era să aducă daruri doar cei care doreau cu adevărat. Haideți să citim despre lucrurile de care le spusese Dumnezeu că vor avea nevoie. Materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămisiu, în subțire și păr de capră. Piei de berbeci vopsite în roș și piei de viței de mare, lemn de sarcâm, un de lemn pentru sfeșnic, mirodenii pentru undelemnul, ungerii și pentru tămâia mirositoare. Pietre de onix și alte pietre pentru împodobirea efodului și a pieptarului. O listă lungă, nu-i așa? Ca să facă mobilă și perdele și haine pentru preoți și multe alte lucruri. Când Moise a terminat de vorbit, oamenii s-au întors la corturile lor. Ce aveau ei de oferit? Oare ar fi destul? Poporul fusese foarte sărac în sclavie. Amintește-ți că totuși, înainte de a pleca din Egipt, egiptenii le dăduseră mult aur, argint și multe haine. Dar ar da oamenii de bunăvoie aceste lucruri pentru a construi sanctuarul? Haideți să vedem ce s-a întâmplat în continuare. Toată adunarea copiilor lui Israel a ieșit dinaintea lui Moise. Toți cu cei cu tragere de inimă și bunăvoință au venit și au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii, pentru toată slujba lui și pentru veșmintele sfinte. Toți copiii lui Israel, bărbații și femeii pe care îi trăgea inima să ajute la lucrul poruncit de Domnul, primise au adus Domnului daruri de bunăvoie. Oamenii au arătat cât de recunoscători au fost că Dumnezeu i-a iertat. Nu-i așa? De fapt, au oferit atât de mult încât Moise a trebuit să le spună să se oprească. Gândește-te, l-ai auzit vreodată pe pastor spunând oamenilor să nu mai dea daruri? Crezi că vestea bună
Evanghelia despre Isus s-ar răspândi mai repede dacă poporul lui Dumnezeu ar aduce daruri așa cum au adus israeliții? Tu ești dispus să fii de ajutor? Nu ești prea mic pentru a fi de ajutor lui Isus. Realizarea sanctuarului necesita oameni cu multe talente. Dumnezeu știa deja cine va fi dispus și bucuros să-și folosească aptitudinele. Și acestor oameni le-a dat pricepere în mai multe domenii. El le-a arătat cum să îi învețe pe alții să le fie ajutoare de nădejde. Dumnezeu a fost mulțumit când a văzut cum se desfășoară lucrurile. Ce bucurie trebuie să fi simțit Moise și cât de supărat trebuie să fi fost Satana. Fusese atât de sigur că reușise să distrugă planul lui Dumnezeu pentru poporul său. Am spus că sanctuarul era un model al mărețului templu din cerul al lui Dumnezeu. De unde știm? Haideți să citim Evrei, capitolul 8, cu versetele 1, 2 și 5. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de la Moise, de la Dumnezeu, când avea să facă cortul. Ia seama, i s-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Modelul acesta nu era foarte mare. Avea cu aproximație 16 metri și jumătate lungime și 5 metri și jumătate metri lățime, dar își putea servi scopul acela de a le reaminti că Dumnezeu are un plan pentru mântuirea lor. Nu este de mirare că totul trebuia să fie perfect. Au fost oamenii atenți să respecte tocmai planurile de construcție pe care li le dăduse Dumnezeu? Haideți să vedem Exod, capitolul 39, cu versetele 42 și 43. Copiii lui Israel au făcut toate aceste lucruri după toate poruncile pe care i le dăduse lui Moise Domnul. Moise a cercetat toate lucrurile și iată, le făcuseră cum poruncise Domnul. Așa le făcuseră și Moise i-a binecuvântat. Când sanctuarul sau tabernacolul a fost terminat, toată lumea a privit cu interes la norul care îi condusese întotdeauna. Se mișca. Oare era mulțumit Dumnezeu? Da! Haideți să ascultăm ce s-a întâmplat cu norul. Atunci, norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii, pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul. Gândește-te! Avem și noi un model și un ajutor pentru a putea respecta cele 10 porunci minunate pe care ni le-a dat Dumnezeu? Da, avem! Cine este? Iisus! Te bucuri că îl ai pe El? Acum, să ne imaginăm că vizităm tabernacolul sau sanctuarul. Să ne începem vizita dimineața de vreme, odată cu răsăritul soarelui. Unul dintre preoți, îmbrăcat în roba sa albă, va fi ghidul nostru. În primul rând, ne arată gardul alb care înconjoară tabernacolul. Deoarece gardul are o înălțime de aproximativ 2,3 metri, iar cortul este cam de două ori mai înalt decât acesta, oamenii pot vedea vârful cortului din corturile lor, dar nimeni nu poate vedea prin gard, pentru că este confecționat din pânză albă imaculată, atârnată de tije prinse între stâlpii frumoși placați cu bronz. De ce este alb gardul de pânză? Îl întrebăm pe preot. Și de ce sunt albe hainele tale? El ne spune că pânzele imaculate ne amintesc că Iisus este perfect. Iisus ne iartă păcatele și ne acoperă viața noastră cu viața sa imaculată. Hainele albe ale preotului îi amintesc lui să fie ca modelul nostru, Iisus.
În timp ce mergem spre intrarea în sanctuar, preotul întreabă: observați în ce direcție este orientată această intrare? Spre răsărit. Răspundem în timp ce privim în jur și vedem răsăritul soarelui. Poate exista un motiv? Întreabă preotul. Ne gândim un moment și apoi avem o idee. Pentru că oamenii se închină la soare. Și atunci când poporul lui Dumnezeu vine la închinare, întoarce spatele soarelui și se închină numai lui. Preotul zâmbește. Am răspuns corect. La intrare se află o cortină frumoasă țesută cu albastru, purpuriu, violet și stacojiu, roșu închis. Culoarea albastră este un simbol pentru adevărul pe care ne-l descoperă Iisus despre Dumnezeu și despre dragostea Lui manifestată în cele 10 porunci. Purpuriul este un simbol al faptului că lumea noastră încă aparține pe deplin lui Iisus. El este adevăratul rege, nu Satana. Stacojiul este un simbol pentru sângele pe care Iisus l-a vărsat pentru a ne salva de Satana, cel rău și crud. Când trecem prin intrarea cortină, ne amintim că doar prin Iisus putem veni înaintea lui Dumnezeu. Gândește-te! Spune în ce fel ni se amintește de Iisus în vizita noastră de până acum. Acum suntem în curtea din jurul cortului. Primul lucru pe care îl vedem este un altar mare de aproximativ 2 metri și jumătate pătrați. Este placat cu bronz strălucitor, de culoarea unui bănuț nou. Preotul ne spune că în fiecare dimineață și în fiecare seară, un miel nevinovat este sacrificat, pus pe lemne pe altar și ars. Tot pe acest altar se aduc și alte jertfe. În timp ce se desfășoară aceste ceremonii, vedem oamenii care se roagă în curte. Se gândesc la faptul că Iisus va muri pentru păcatele lor, ca mielul nevinovat de pe altar. Ne uităm în sus și privim fumul care se ridică atunci când jertfa arde. Oamenii din tabără, de la corturile lor, îl pot vedea și ei, văzând fumul în fiecare dimineață și în fiecare seară, își aduc aminte ce semnificație are jertfa. De asemenea, se roagă ca păcatele să le fie iertate și îi mulțumesc lui Iisus pentru iubirea sa minunată. Când Iisus ne iartă păcatele, spunem că El ne îndreptățește. Asta înseamnă că atunci când alegem să-L iubim și să ascultăm de El, ne dă caracterul Său, curat, în locul caracterului nostru păcătos. Atunci când Dumnezeu vede viața și caracterul perfect al lui Iisus, în locul vieții și al caracterului nostru păcătos, suntem ca și cum n-am fi păcătuit niciodată. El este foarte fericit când oamenii fac această alegere, iar oamenii, când fac astfel de alegeri, sunt și ei fericiți. Gândește-te, când alegem să-L iubim și să ascultăm de El, Iisus ne ajută să ne schimbăm, să renunțăm la lucrurile greșite pe care le gândim și le facem și să le înlocuim cu gânduri și fapte bune. Cât timp învățăm să respectăm cele 10 porunci pe care ni le-a dat, ne asemănăm cu El din ce în ce mai mult. Și pentru că îl iubim, când se întâmplă să nu ascultăm de El, ne întristăm și regretăm și îl rugăm să ne ierte. El ne iubește întotdeauna și ne ajută atunci când alegem să-i dăm voie să ne schimbe. Dacă Satana te ispitește să crezi că nu are niciun rost să încerci, nu-l asculta niciodată. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!